Noi subvenții puse în plată de MADR, miliarde de lei vor intra în conturile fermierilor. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale urmează să dea drumul în cursul următoarelor săptămâni la plățile ajutoarelor promise în cadrul negocierilor cu fermierii care au ieșit la proteste la începutul acestui an. Potrivit ministrului Florin Barbu, bugetul pentru subvențiile și granturile care urmează să intre la plată însumează în total peste 3 miliarde de lei. Șeful MADR, invitat în emisiunea Agricultura la Raport, a declarat că instituția pe care o conduce și-a îndeplinit în totalitate promisiunile făcute către fermieri la începutul anului. Toate procesele verbale care s-au încheiat cu protestatarii, atât de la Fumați, cât și discuțiile pe care le-am avut cu formele asociative, acele procese verbale au fost îndeplinite 100%. De către Ministerul Agriculturii. Deci au fost emise toate actele normative, vorbind de 18 ordonanțe de urgență care vin în sprijinul fermierilor pe cadrul Ucraina și în următoarele două săptămâni vom începe verificarea și practic vom începe să plătim acești bani. Este vorba de aproape 3,4 miliarde de lei sprijin Ucraina direct, subvenții, granturi către fermierii români. Că vorbim de 100 de euro pe hectar pentru culturile din toamnă, că vorbim în sectorul zootehnic 100 de euro pe cap de bovină de carne, că vorbim pe UVM, porc și pasăre câte 100 de euro, toate aceste forme de sprijin pe cadrul Ucraina. Vorbim de parte de tomate, legumicultură, pentru că am luat decizia pentru prima oară să împărțim cei 3.000 de euro în două tranșe, astfel încât dăm 1.500 de euro în următoarea lună pentru a avea posibilitatea să-și cumpere inputurile și să-și pună răsadurile în solarii și apoi la valorificare vor primi diferența de 1.500 de euro. Toate aceste lucruri am venit într-un moment greu pentru fermierii români.